Salut și bine v-am găsit la un nou car vlog episod. Eu sunt Vlăduț, Instagramul e vlăduț.vtz. Și după cum bine știți, îmi plac mașinile. Și pentru că treaba la 7 am cam terminat-o, adică nu prea mai vine să-i mai fac nimic. Am făcut în ultimul timp doar chestii care țin de mentenanță. De modificat n-am mai făcut nimic. Așa că, având problema asta a mea, adică modificatul mașinilor, știți foarte bine că mi-am luat Golful și m-am apucat de el. Așa că astăzi mergem la Eric să vedem ce face kitul de R20 pe care l-am trimis la vopsit, care conține bară față, bară spate și am luat și un mic, nu știu cum naibii să-l numesc, pentru bara spate, difuzor, lip, nu știu cum să-l numesc. Adică sunt niște bucăți de material care oferă un aspect mai agresiv al bării spate. Automat am pus și o evacuare. Am schimbat toba, adică o să schimbăm toba și punem o evacuare cu două ieșiri frumos pe mijloc de R20 look. Triplele le avem deja, dar să vedem, poate îl convingem pe Eric să ne dea și nouă din spate plastic cele la jos și să unească triplele, pentru că nu merg cele după Hyon, merg decât cele după caroserie. Bine, cele după Hyon merg la frânare și chestii de genul ăsta, dar nu merge semnalul dinamic la ele, nefiind conectate între ele. Așa că nu mi-aș fi dorit să mă apuc de altă mașină, dar chiar nu am ce să fac și, sincer, în momentul de față, mașina oricum a șaptele l-am pus din nou la vânzare. Bine, prima dată nu pot să spun că l-am ținut la vânzare, că a stat o săptămână pe Olex anunțul, dar de data asta sunt foarte hotărât să-l vând. E anunțul pe Olex. Au luat vreo 6-7 numărul meu, dar s-ar putea să fie copii, între ghilimele, fanii, așa cum zice lumea. Dar haide să vedem ce face Golf. Suntem în cabină la Eric, avem bara spate, avem bara față aici. Materialul ok, adică nu e un material prost. Că mai întreabă mulți dacă e originală sau aftermarket bara pe care am pus-o la vânzare, cea pe care o am pe Golf. Și m-a întrebat un băiat că e originală sau aftermarket, eu am pus-o cu 3 milioane la vânzare. I-am și zis, băi frate, un căcat de bară de 3 milioane. Ce mai contează, mă, dacă e originală sau aftermarket? Mâine le și montăm. Asta e bara spate. Să vedem, vă arăt acum și restul piesei. Aici avem la piesă de rezistență. Unde am auzit asta, mă, rezistență, pula mea, cum o fi. Și anume toba. Cred că e cel mai scump produs din pachetul ăsta. Tipsuri, tot ce trebuie, destul de mari. Am zis că decât să pun țeavă goală și chestii de genul ăsta, adică cineva ca să-mi facă țeavă goală mi-ar fi luat minim pentru ceva frumos, cu sudură frumoasă, deși nici asta are cine știe ce sudură, știi? Adică se vede că sunt făcute să fie relativ ieftin, pentru că e vreo 10 milioane, 11, ceva de genul, 12 maxim. Nu știu la cât pot să vi le dau dacă aveți nevoie. Le găsiți pe VTZ Autoparts. Sau am dat-mi un mesaj pe Instagram și vă îndrum eu. Dar e mult mai accesibil decât să îmi facă cineva țeavă goală și oricum n-ar fi ieși ce trebuie, că se vede țeava aia acolo, așa, am tob aici, tot ce trebuie. Tipsuri, că și pe astea ar fi trebuit să le cumpăr în cazul în care făceam țeavă goală, plus mână de lucru. Cred că ieșeam lejer cu un 15 milioane, 16 pentru asta, așa că mai bine țeavă cu racord aici, racord, da, ceva de... Acolo avem grilele de la bară, acolo jos nu știu ce avem, dar o să desfacem imediat. Și aici avem cel mai ieftin lucru, adică difuzorul, 200 de lei, cred că e, ceva de genul. Asta vine montat pe bara spate, ceva de genul ăsta așa.
O să vedeți totul la final, să vedeți cum iese. Eu vă las și revin cu totul montat pe mașină. Ce mai faci, vine tu? Ce ai, mă, Heiță? Nu, băi, că puse crăpă să-mi zgâri aceea. Păi și dacă Eric ne întârzie cu montatul bărilor la golf, promis astăzi că e sâmbătă să facem ceva la 7. Dacă tot îl vinde, măcar să-l dăm la oameni, fără posibile probleme. Ce admisie sportam, vedeți? E făcută de mine, custom. Am zis să schimbăm senzorii de ulei, de presiune ulei. E una dintre chestiile necesare într-o oarecare măsură și pentru prevenție, nu era o problemă neapărat, doar că nu știu sigur dacă e de la ei sau de la calitatea uleiului. Eu bag motul 5W40 și la 3500 de km din momentul în care am schimbat uleiul, senzorii mei depistează că ceva e în neregulă cu el și mă avertizează de chestia asta. Spun asta pentru că e problemă veche, la modul că am schimbat uleiul de 3-4 ori. Da, de vreo 3 ori. De 3 ori am schimbat uleiul și de fiecare dată între 3500 și 5000 de kilometri până când îl schimbam aveam probleme cu senzorii. Iar după ce îl schimbam, mașina mergea, nu mai avea nicio problemă. Adică nici înainte nu are probleme, că ea merge așa, doar că senzorii mă avertizează. Și am exprimat, băie, de la senzori, am schimbat uleiul, am observat că dispare eroarea, că ea apare doar când le dea morți. Am observat că a dispărut eroarea, făcea uleiul 3500-4000 de kilometri, iar începea. Și e clar că ori senzorii sunt pe ducă, ori calitatea uleiului, într-adevăr, atât ține. Atât ține uleiul la 4000 de kilometri. Și după aia scade calitatea. Are Mihai aici o poziție. E cam înalt, da. Oare atât să țină uleiul 4000 de kilometri? Avem unul acolo în spatele, sub, de fapt, sub clapeta de accelerație. Iar unul nu știu pe unde e, dar îl știe Mihaiță. Ăsta e senzorul de uleiul. I-am luat o M, tot ce trebuie, am I-am luat o M, tot ce trebuie, a venit cam greu. Vreo două săptămâni, dar eu știu de mult faptul că e boala lor asta cu senzorii de ulei. Revenim. Adică nu mai revenim deloc, am făcut suficient clip pentru suficient timp pentru un clip pe YouTube. Și așa că ce se întâmplă cu golful, dacă apuc asamblare, va arăta data viitoare. Nu uitați, eu am fost Vlăduț. Instagramul e Vlăduț VTZ. Și asta am zis noi că terminăm clipul, dar celălalt e mai greu poziționat. Mihăiță aici, domnul doctor, de fapt, lucrează ca în medicină. Asta e foarte greu pus. N-ai cum cu ea, așa că încă mai avem de muncă. Cred că v-ați săturat pe canal de motorul ăsta. Bă, nu m-am săturat. Mie cred că îmi place să fac chestiile astea. Îmi place să-l știu în regulă pe băiat. Dar nu se descurcă Mihaiță aici. Așa că tot e liniște, eu am fost Vlăduț. Vă las, nu mai e liniște, e liniște. Vă las și e în continuare cu fiarele mele aici. Nu știu ce ați auzit din garaj, dar simt nevoia să reiau puțin discuția despre asta.
Pentru că v-am zis că am schimbat senzorii de ulei. Motivul e foarte simplu. În ultimele două schimburi, după 3500-4000 km în zona aia, în momentul în care omora mașina, mi s-a prindea senzorul de ulei. Știam despre problemă, e boala lor, e boală veche, dar am impresia că se leagă foarte, foarte mult și de calitatea uleiului. De ce zic asta? Pentru că mereu și mereu se întâmpla în jurul sumei de 4000 de kilometri, între 3500 și 4000 de kilometri apărea această problemă. Ce însemna această problemă? Însemna că în momentul în care dădeam morți la mașină, morți mă refer pe o distanță mai lungă, efectiv mi-a prindea presiunea de ulei, senzor de ulei, nu presiune, nu are legătură, nu-mi dădea eroare presiune sau chestii de genul ăsta. Și adică nu mi-a prindea la aia cu roșu, nebunii de astea, lampa aia din care curge. Și inițial am zis, băi, e de la senzori, pentru că știu că e boala lor, dar am schimbat uleiul, am vrut să schimbăm senzorii, n-am avut senzorii potriviți, adică aveam un senzor vechi prin garaj și vechi. Îl luase comandă odată cu uleiul, dar nu l-am schimbat atunci, că am uitat și după aia când am schimbat din nou uleiul, am zis să-l schimbăm, nu s-a potrivit și eu aveam eroarea, m-am dus cu eroarea, să zic așa, adică m-am dus cu eroarea, am schimbat uleiul, bla bla bla, sau mi-a părut eroarea și după ce am schimbat uleiul, am plecat cu mașina, am văzut că nu mai dă nicio eroare. Și nu m-am mai dus să mai schimb senzorii, mi-am dat seama încă de atunci că e vorba de calitatea uleiului. Iar când a făcut mașina din nou 5000 de kilometri, m-am dus, s-a apropiat mașina de 5000 de kilometri, mi-a dat iar senzorul ăla și m-am dus, am schimbat uleiul, dar senzorul a durat un pic mai mult până a venit, senzorii, cei doi senzori de ulei a durat un pic mai mult până au venit, așa că acum, după o săptămână, m-am întors să-i schimb și pot să zic că în săptămâna asta din nou n-am mai avut nicio treabă mașina. Deci e clar calitate foarte scăzută a uleiului. Ăsta e motorul 5W40 pe care noi îl băgăm în România. Băieți, eu vă las, am fost Vlăduț, Instagram-ul e VlăduțVTZ. Suntem în A7 pe care îl conducem, nu știu pentru cât timp, pentru că mașina este la vânzare.